Bine v-am regăsit la un nou vlog. Este un pic ciudat pentru mine pentru că abia l-am închis pe celălalt, cel care a apărut anterior și anume drumul până aici în Japonia. Am reușit, ne-am cazat, suntem la Intercontinental Hotel Osaka și sunt total impresionată de această cameră, este superbă, abia aștept să vă arăt. Însă înainte de asta vreau să vă zic așa, prime impresii nu prea am pentru că totul s-a întâmplat noaptea, am văzut un pic din mașină, însă am senzația că suntem foarte, foarte aproape de Umeda Sky Building. Este un punct de atracție de aici, din Osaka. Cred că sunt vreo 5 minute de mers pe jos, însă în seara asta nu știu dacă mai apucăm să facem ceva. În principiu ne dorim să mergem să mâncăm, pentru că foame. Este deja 7 și 30 de minute aici. Cu siguranță de mâine va începe programul turistic, să-l numim așa, în care vom descoperi punctele care nu trebuie ratate, punctele de atracție care nu trebuie ratate atunci când ajungeți în Osaka. M-am pus aici cumva pe lângă geam, că am un view foarte frumos cu Osaka, dar cel mai bine hai să întorc camera și o să vă placă, vă garantez. Așadar, aici este intrarea. Imediat cum intrăm în dreapta, o să găsim o cameră special amenajată în care am găsit deja bagajele, cât timp am făcut noi check-in-ul. Cei de la concierge au venit și ne-au lăsat bagajele. Avem acolo două halate, o lanternă, pentru că fix ieri a fost un cutremur și peste tot în Japonia vom găsi lanterne. Sper că dacă a fost ieri o să scăpăm. Aici nu știu ce avem, cred că un fier de călcat, un seif și multe sertare. Ce-i asta? Cred că este halat din acela specific japonez. Nu știu exact cum se numește. Aici o pungă pentru rufe în cazul în care vrem să le dăm la spălat. O masă de călcat. Foarte, foarte bine împărțit spațiul. Wow, și o oglindă mare. Asta e bine pentru că o să vă mai pot arăta așa ținutele. În stânga avem baia. Și am folosit vasul de toaletă și vreau să vă zic că este din altă lume. În primul rând, colacul este încălzit. Nu o să intru să vă arăt exact ce și cum, însă vreau să vă zic că toate funcțiile le accesăm de aici. De aici tragem apa. Uite, o să apăs pe flash și s-a tras apa. Deci, WC-ul este practic separat de restul băii. O, m-ați văzut și pe mine un pic. Aici, în stânga, avem chiuveta și am văzut că sunt produse de la Byredo. Nu le-am testat încă, m-am spălat un pic pe mâini, dar cam atât. Nu știu sigur de unde pot eu să aprind lumina. Ia stați. Aha, gata, hai că am reușit. Asta sunt eu după 14 ore de zbor. Încă o oglindă mare aici, ceea ce e absolut minunat. Și aici, în dreapta, avem cada și dușul. Dușul arată cam așa, nu are niciun geam despărțitor, efectiv stai aici jos și îți faci duș lângă această cadă și de asemenea văd în continuare produse de la Byredo și săl de baie în cazul, sare de baie am vrut să zic, în cazul în care ne dorim să facem cadă. Apoi, avem aici un birou. Mi-am pus eu repede camera la încărcat pentru că se descărcase. Aici cred că, nu știu, ne putem face un ceai sau ceva de genul. Trebuie să mai studiez. Nu am acum neapărat timpul necesar pentru că vrem să mergem să mâncăm. Aici avem minibarul care se prezintă cam așa. Și aici avem un aparat de cafea de la Nespresso, fierbător de apă. Upsi, pardon, my bad. Capsule, pahare, apă. Apa văd că este gratuită. Scrie acolo with compliments. Și aceasta este camera în întregime. Doamne, cât este de mare și de frumoasă. Patul aici. Această cameră, dacă nu mă înșel, cred că se numește King Premium City View. Mai există aici o canapea și acesta este și view-ul. Abia aștept să descoper acest oraș. Trebuie neapărat să ajungem și în zona aceea Dotonbori. A, uite, văd acolo și vedeți că licăre ceva, nu știu dacă vedeți, dar văd o roată. Și aici mai există un fotoliu de acest gen cu o măsuță, o lampă, televizorul, bineînțeles. Este incredibil de mare și de frumoasă această cameră. Acum, mergem să mâncăm și sincer, mi-aș dori să mănânc o vită.
Mi-am pregătit aici gentuța, nu am mai schimbat, doar îmi pun geanta, îmi iau telefonul și am plecat și hai să vedem ce găsim bun de mâncare. Cred că în principiu o să mergem la restaurantul din hotel, se închide la 9, ultima comandă este la 8:30 și eventual de mâine încolo mai explorăm. Dacă ne mai țin picioarele și energia, o să mergem să explorăm așa puțin prin apropierea hotelului, dar momentan hai să ne luăm puțin combustibil pentru că nici cuvintele nu mai îmi ies cum trebuie. Am venit să mâncăm la hotel până la urmă și m-am gândit să vă arăt un pic și meniul. Bineînțeles că la mare modă este Vita, așa cum bănuiam și cum îmi place de altfel. Eu am ales grilled cu roghe Wagyu sirloin, 150 de grame, 7500 de yen. Cât erau, tată, 7500 de yen? 50 de euro. Trebuie să ne obișnim un pic cu această conversie. Și la fiecare vită sau la fiecare porție pe care o comanzi, trebuie să-ți alegi din legumele acestea ce fel de cartofi vrei și un sos. Și mai avem și paste aici. 2000 de ieni, pastele nu sunt, nu mi se pare atât de scumpe, burger și sandwich. Avem și specialități asiatice. Avem și variante mai light și, bineînțeles, desert. A sosit și Vita mea, arată foarte bine. Aici am teoretic un sos de ceapă. Aici au mai venit niște cartofi prăjiți. Și cred că mai trebuie să vină niște legume. Thank you very much! Am primit indicații că să vă arăt pasta, că e mai interesantă. Aici avem o combinație, există un wagyu ca la mine și un Japanese beef tenderloin. Thank you! Și am avut aici din partea casei niște alune. Să avem poftă! Am terminat la restaurant și am venit până la un magazin acesta de proximitate. Am zis să ne plimbăm și ne-a atras atenția așa că am intrat. Și m-am gândit să vă arăt și vouă așa rapid cam ce puteți găsi. Tot felul de smoothie-uri, sucuri văd aici. Avem și cafea. Ar fi bună asta în cameră dimineața. Aici niște chestii interesante, a spune, sau cel puțin așa la prima privire. Doar că nu am acum Google Translate la îndemână. Uite, avem și fructe așa, deja curățate, ca să nu vă mai chinuiți voi. Aici avem ce bine arată! O salată de castraveți mild spicy cucumber. Chiar arată bine. Aici avem murături. Aha, ce interesant! Dar ce iasă? A, pickled ginger, imbir murat. Sau porții de mâncare gata preparate, așa. Foarte prezentabil arată. Ei au o cultură în sensul acesta. Și uite și sandwich-urile astea. Ai văzut ce bine arată toată mâncarea asta semi-preparată la ei? Egg ham. Foarte tare. Au o cultură, au o cultură în sensul ăsta, vezi? Cu mâncare. Și banane așa ambalate individual. Noodles la conservă, există și vinuri. Pașii m-au purtat sau ne-au purtat până la un Don Quixote, în care evident că vom intra, că n-o să ratez șansa. Și cam așa se prezintă și viața de noapte din Osaka, foarte animată, sincer. Am văzut multe camere de karaoke, știu că asta e cumva la ei o cultură. Am intrat, dar să știți că aici vă trebuie nervi și răbdare, ceea ce răbdarea nu prea o am acum, pentru că sunt cu tata după mine. Știu de acest Perfect Whip, că este foarte bun, este unul dintre cele mai bune cleansere de pe piață. Și hai să vedem ce mai găsim interesant pe aici. A, uite, avem și set de biore.
Aici peste tot avem produse cu SPF. Eu am venit cu o listă pregătită de acasă și vreau să vă zic că brandul acesta Enhani este super cunoscut la ei și au multe variante. Hai să vă arăt așa un sneak peek să vedeți ce s-a întâmplat în coșul meu. Mai căutăm diverse pentru că lista e lungă. M-am retras din Don Quixote că nu era momentul potrivit, era și foarte aglomerat și nici nu aveam energie. Așa că ne retragem către hotel. Suntem la Grand Front Osaka, cred că este un mall sau ceva de genul. Însă, voiam să vă arăt primul cireș înflorit care mi-a ieșit în cale. Doamne, cât poate fi de frumos! Și aici este o piață, să o numim așa, sau un loc unde poți sta de vorbă ca un fel de parc. Cu o fântână acolo în formă de urs. Și cam așa arată zona centrală din Osaka noaptea, cu minunăția aceasta de cireș înflorit. Bună dimineața! O nouă zi și prima zi plină aici în Osaka. Au fost câteva ore de somn bine meritate. Sper să nu mai bâlbâi și să-mi iasă cuvintele așa cum trebuie. Clar că oboseala își spusese cuvântul. Aseară nu s-a mai întâmplat mare lucru. Am venit direct la hotel, mi-am mai aranjat pe aici lucrurile și am dormit. Să știți că am dormit foarte bine. Eu, în general, nu prea am probleme cu fusul orar, adică mă adaptez destul de repede, în special atunci când vin într-un loc. Când mă întorc acasă e puțin mai complicat, dar am dormit foarte, foarte bine. Am făcut câteva cumpărături de la Don Quixote, însă nu pot să vi le arăt acum pentru că sunt puse într-o pungă pe care nu am voie să o desfac, deoarece am făcut cumpărăturile direct fără taxe. Și atunci, dacă facem aceste cumpărături fără taxe, nu avem voie să desfacem pungile în care sunt produsele, cam cum se întâmplă în general în duty free. Acum, ce urmează să se întâmple? Mergem la micul dejun și avem o zi plină în care vom vizita mai multe obiective turistice. Am aici un program foarte bine pus la punct. Știu că o să mă întrebați, deja am primit câteva comentarii în acest sens, da, am venit cu o agenție de turism, dar nu am venit cu grup. Noi avem o agenție de turism cu care colaborăm, Dagecom Travel se numește, însă le spunem ce dorim și ei ne fac programul în funcție de preferințele noastre, adică n-am venit aici cu ghid, nu am venit cu grup sau ceva de genul, le-am zis exact ce vrem să vizităm și ei au luat legătura cu diverse agenții turistice de aici din Japonia sau, mă rog, de unde mai mergem noi. Așadar, o să avem ghid în fiecare zi pus la dispoziție de agențiile de turism de aici din Japonia și pe doamna sau domnișoara ghidă de astăzi o cheamă Akiko Ikeda. Și ne vom întâlni cu ea la 9:30. Acum este 9:20 aproape. Și, așa cum vă ziceam, o să mergem la micul dejun. Ok, primul obiectiv turistic la care vom merge este Osaka Castle, adică acest castel din Osaka, ce a început să fie construit în 1583 pe ruine, eu acum traduc din engleză, pe ruinele Ishiyama Hongaji Temple, deci pe ruinele unui fost templu și era cel mai mare de la momentul respectiv. Încerc să vă dau așa câteva informații înainte ca să înțelegeți ce urmează să vedeți în imaginile următoare. Apoi, mergem în Dotonbori. Acest Dotonbori este cumva o zonă din aceasta de entertainment, de shopping, care se desfășoară de-a lungul unui canal. Și acolo avem zone din acestea cu food street, sunt foarte multe și uite, văd că scrie aici, Dotonbori este cunoscut pentru miile de neoane și semne din acestea luminoase, incluzând Glico Running Man, nu știu exact ce înseamnă, și Kani Doraku Crab Signs. Da, știu că sunt diverse restaurante care servesc preparate din acestea din crab și acei crab sau acele semne imense sunt foarte cunoscute și le cam văd în toate imaginile. Apoi mergem la și mi-e greu încă să pronunț cuvintele, Shitenoji, care s-a construit în 593, adică acum mai bine de 1400 de ani și este primul templu al budismului japonez. Apoi, următorul punct de atracție, avem o zi plină, tot programul începe la 10 și se termină la 17:30. Așadar, următorul este Sumiyoshi Shrine. Shrine în engleză înseamnă templu și acesta face parte din comoara națională, să o numim așa. După aceea urmează să ne întoarcem la hotel în jurul orei 17:30, după care avem și noi program liber. Asta așa, v-am citit cam ce scrie pe foaie, nu știu să vă zic mai multe, dar rămâne să descoperim împreună. Din păcate, vremea astăzi nu ține cu noi.
Plouă toată ziua, nu văd exact cât de tare plouă pentru că sunt destul de sus și nu-mi dau seama, așa că m-am îmbrăcat destul de gros, dar hai să vă arăt eventual ținuta de la oglindă ca să înțelegeți exact. Cred că mi-ar fi trebuit să iau eu o șapcă de acasă, nu m-am gândit la asta, dar în fine, ne descurcăm cu ce avem. Cam aceasta este așadar ținuta zilei, am pantalonii aceia de la Primark, în picioare am tot gumarii aceștia pentru că inițial m-am gândit să-mi iau tenisii de la Samba, dar pentru că plouă și pentru că sunt deschiși la culoare, n-aș vrea să risc să-i murdăresc așa din prima, așa că m-am încălțat cu aceiași papuși cu care am venit pe drum și care sunt foarte confortabili, fiind de cauciuc nu se va uda nimic. În sus, jacheta de la Zara și acest hanorac, să-l numim, pe care l-am de la H&M de ceva timp și, evident, gentuța. Hai să popăm, să popăm. Hai să mâncăm și să începem să vizităm. Am reușit și am ajuns și la restaurant 2 minute mai târziu și o să vă arăt așa un pic cam ce avem pe aici. Văd că avem supe. Aceasta este, de exemplu, o supă de cartofi. Și aici cred că ne putem pune noi în supa miso diverse ingrediente. E clar cu specific japonez aici. Și uite, ne învață și cum am putea să mâncăm. How to eat it. Please boil your noodle for a minute. Și apoi punem în aceste boluri. Avem și mic dejun vestic, fasole, bacon, cărnați și tot ce trebuie. Deci cu siguranță nu plecați să mâncați de aici. Și avem și frigărui. O mulțime de băuturi, avem apă, o long tea, nu știu exact ce este, avem suc de roșii, de ananas, grapefruit, portocale, asta nu știu ce este, se numește Intercontinental Osaka Energizer, foarte tare, și avem și smoothie de fructe, care arată cam așa, Happy Easter, s-a sărbătorit și Paștele, un aranjament foarte drăguț. Aici un platou de brânzeturi, mezeluri, somon, alt tip de pește și ne putem face și salatele noastre. Am luat până la urmă o salată, ceva cartofi, încercăm să mâncăm cât de cât bine pentru că nu cred că o să avem prânz. Și aici o omletă cu șuncă și cașcaval. Cam acesta este norocul. Cam atât de tare plouă, dar important este că am ajuns la Osaka Castle. Primul obiectiv al zilei, o să întorc imediat camera să vă arăt cât de frumos este. This is the map of the castle and here we are, here, Otemae, it's a main entrance and there's a surrounding by the two malls. This is the outer mall and this is the inner mall. So we are going in this way, in this way. Okay. Castelul era foarte bine protejat cu ajutorul acestor porți imense. Și cred că vă puteți da seama de câte mari sunt. Uitându-ne la balamale, dacă putem să le numim așa. Și mai mulți cereși înfloriți. Avem aici statuia lui Hideyoshi, cel care a construit castelul pentru prima dată. V-am zis că a fost reconstruit mai apoi. El, după moarte, a vrut să fie considerat un zeu, astfel încât și-a construit propriul templu aici. Acest tip de poartă se numește Tori și reprezintă shintoismul. O să vedem multe porți de acest gen în Japonia, doar că trebuie să facem diferența între shintoism și budism. Ceea ce vedeți în depărtare este Osaka Castle. Mai voiam să fac o mențiune. Am aflat care este diferența între shrine și temple. Ei spun în principiu shrine la temple, doar că din ce înțeleg eu reprezintă cumva altarul. Pentru că a spus că în diferite temple există shrine. Și atunci am tras această concluzie că în română s-ar traduce ca și altar.
De aceea vă spuneam de acasă că este destul de important să luați bilete înainte să mergeți undeva, pentru că aceasta este strict coada pentru a achiziționa bilete. Dacă le aveți deja, puteți intra direct. Ok. Aceasta este intrarea în castel și există două variante să ajungem sus, cu liftul sau cu picioarele. O să hotărâm imediat în funcție de cât este de aglomerat. Am ajuns sus și putem vedea panorama orașului Osaka. Ceea ce vedeți în spate este partea de vest. Partea de nord. În interiorul castelului veți găsi și un muzeu și, de exemplu, aici ne este prezentată nașterea lui Hideyoshi, cel pe care l-ați văzut mai devreme în imagini. Și aici vor fi diverse filmulețe ce reprezintă, până la urmă, parte din istoria Japoniei. Aici este și macheta castelului, ca să vă puteți face o idee despre cât este de mare. Castelul fiind acela mic aici. Am terminat de vizitat castelul și am găsit un vendomat unde se face vată de zahăr pe băț sub diferite forme și vreau să vă arăt și vouă cum se întâmplă tot procesul. Okay. Următoarea oprire a zilei, Dotonbori, acel glicomen este cel mai iconic semn.
Și acolo este și crabul de care v-am spus în cameră. Și foarte aglomerat. Și foarte animat în același timp. Acolo în depărtare, unde vedeți acea roată, este magazinul Don Quixote. Nu știu sigur dacă este cel mai mare din Osaka, dar cu siguranță este cel mai apreciat. Vă arăt mai de aproape și semnul cu crabul. Și aici puteți vedea preparatele pe care le puteți cumpăra. Și acestea sunt mostre. Să știți că am văzut că prin majoritatea locurilor există astfel de mostre ca să știți practic ce cumpărați. O luăm la pas pe stradă pentru că vrem să mergem să încercăm câteva produse tradiționale. Bineînțeles că am uitat deja cum se numesc. I can see myself. I don't. I see you. This is me coming. Nice. Sushi, yeah. And that gyoza. Oh, I like gyoza. I want to try gyoza. Do they have pork? Pork gyoza, do they have it? Okay, can I try? Yes. Ne-am oprit, bineînțeles, să încercăm. Eu mi-am luat aici gyoza de porc, care are deasupra topping de maioneză și ceapă și așa arată și cele simple, tradiționale. Hai să vedem. Următoarea oprire, Shintenoji Temple, cel mai vechi templu budist din Japonia. Ploaia se pare că s-a mai oprit, dar nu... Nu cine știe ce. Asta ne-a fost norocul. Important este să ne bucurăm de peisaje. Aceasta este și curtea interioară. Nu cred că vom mai apuca să intrăm pentru că este coadă foarte mare la bilete. Uite, un loc unde nu am luat din avans, nici nu am știut că trebuie bilete. Așa că ne mulțumim cu imaginile de aici. So, how is it called again? How is it called? This shrine. What's the name? What's the name? Sumiyoshi is the name of the god. Mm. So, Taisha is a big, great, and shiny shrine. So, it's a half shrine to make a bow before you enter. Oh, we have to make a bow. Okay, bow. To show the respect. Deci trebuie să vă plecați înainte să treceți pe suporta torii. Foarte frumos acest timp. Vorbeam de Sakura. Zicea că anul acesta, din păcate, au început să înflorească mai târziu decât de obicei, pentru că a fost rece și acum e destul de frigut, sunt 17 grade și de aceea nu sunt în plină floare, dar încep așa, timid, timid, să înflorească. Așa că, dacă ar fi să vă recomand, bineînțeles, depinde de la an la an, dar cum funcționează clima în ultima perioadă, dacă ar fi să vă recomand,
V-aș spune să veniți după 15 aprilie, dacă vreți să vedeți Sakura. Foarte frumos. Mai frumos decât cel la care am fost mai devreme. Culoarea aceasta a portocalie în shintoism înseamnă că astfel putem ține răul la distanță, de aceea folosesc portocaliul la gard, la intrare, la acoperiș. Și-am uitat. Bate de două din formă, mai aplecă deodată, pune-mi dorința și ceea ce ați văzut mai devreme era ritualul prin care îți poți pune o dorință, ceea ce s-a și întâmplat și doamna aici face la fel. Poate că nu era în plan, dar pentru că ne-am mișcat noi foarte repede, am mai adăugat un obiectiv turistic pe listă și anume un Meda Sky Building. Acum, pentru că nu era pe listă, trebuie să mergem să vedem dacă putem lua bilete și dacă putem urca. Am stat 10 minute la coadă ca să urcăm cu liftul, însă nu am luat bilete, va trebui să o facem imediat. Acestea sunt scările pe care le vedeți în toate videoclipurile, dacă mai urmăriți și altele de genul. Iar biletul costă 1500 de ieni de persoană ca să mergem la Observatory Deck. Am ajuns și sus de tot pe Umeda Sky Building. Am cumpărat bilete de la etajul superior, a fost 1500 de ieni de persoană, asta înseamnă 10 euro, pentru a putea urca aici. Pe Observation Deck. Și noi, mai devreme, am venit pe scările acelea, de acolo am filmat și bineînțeles că aveți o panoramă a orașului Osaka. Din păcate nici vremea nu ține cu noi, nu este senin. Dar ne putem face o idee de cât de mare și întins este acest oraș. Acesta a fost așadar ultimul punct de atracție al zilei. Planul de acum încolo ar fi să căutăm un magazin care îl interesează pe tata. Am și eu două pe listă. Acum să vedem exact dacă reușesc să ajung la ele. Și să mâncăm. Așa că vedem ce mai e de arătat și mai intervin eu oricum din seara. Cosme. Cosme este un magazin asemănător Sephora de la noi și mă uitam la brandul acesta, nu știu exact cum se pronunță, Kanmake sau Kanmake, nu știu, habar n-am. Au niște farduri foarte drăguțe, dar subtile în același timp. Au produse cam ca la Don Quixote, dar și mai scumpe de atât și îmi place că sunt mult mai bine organizați. Ce îmi place mie foarte mult la ei, pe lângă faptul că sunt organizați, au acest corner, Osaka Sales Ranking, și în funcție de ce te interesează, te duci și vezi poziția 1, 2 sau 3 și îți iei produsul respectiv decât să stai să cauți așa aiurea prin magazin. Asta în cazul în care ești ca mine și vrei să încerci produse japoneze. Și sus acolo undeva scrie domeniul. Uite, pentru face wash, pe locul 1 este acest Kanebo. Pe 2, Melano CC. Și așa mai departe, pentru fiecare categorie în parte.
Înapoi în camera de hotel. Am terminat la Cosme și s-au produs daune? Evident că s-au produs. Am aici două pungi pline cu diverse produse, dar așa cum v-am spus, în momentul în care achiziționați produsele cu tax-free, pungile vin sigilate, nu e valabil pentru toate magazinele, la unele se întâmplă așa. Am văzut la Don Quixote și am văzut și aici la Cosme, sunt sigilate și nu am voie să le desfac. Dacă desfac produsele și mă apuc să le folosesc, asta înseamnă că va trebui să plătesc taxele pentru ele. Așa că rămân sigilate și cu siguranță atunci când ajung acasă o să fac un haul mare, mare, mare cu produse de skincare, de make-up, beauty, per total, produse în Japonia, pentru că asta mi-am dorit să încerc, asta am cumpărat. După ce am plecat de la Cosme, am avut câteva încercări eșuate de a găsi un restaurant în care să ni se gătească live, adică practic tu stai ca la bar, există niște mese cu scaune ca la bar și în fața ta sunt niște plite, acolo se gătește teoretic vită. Nu știu dacă am apucat să menționez acest lucru, dar din Japonia se trage vita Kobe, cea mai scumpă vită din lume, însă în Japonia nu e atât de scumpă și merită încercată, nu poți să mănânci foarte mult pentru că este destul de grasă, dar na, odată ajuns aici ne-am fi dorit să încercăm și noi, din păcate se pare că n-a fost momentul momentan, ați înțeles ideea, sunt deja obosită, m-a cuprins așa o toropeală, dar o să găsim până într-un final, sper eu, un restaurant de acest gen, pentru că ne-a fost recomandat de foarte multe persoane. Pentru că nu am reușit să găsim un astfel de restaurant, am mâncat în seara aceasta tot la hotel. Se mănâncă bine, dar nu există vita aceea Kobe. Am mâncat Wagyu și pot să zic că are o aromă bună, dar am mâncat Wagyu și mai bună de atât chiar în România. E adevărat că prețurile, din păcate, nu se compară, în România fiind mai mari, cu toate că Japonia este o țară mult mai scumpă decât în România. Dar da, fiind vită de import, atunci când stăm în România, e clar mai scumpă. Am mâncat așadar la hotel, acum ne-am retras în cameră și vreau să vă anunț faptul că o să închei acest travel vlog dedicat orașului Osaka, pentru că mâine, cu toate că ne întoarcem seara în Osaka, mâine voi face un alt travel vlog legat de Nara. Nara fiind o fostă capitală a Japoniei și de asemenea acel loc în care căprioarele se plimbă efectiv libere prin oraș și mi se pare o destinație foarte, foarte interesantă și abia aștept să văd cum iese de fapt acolo. Așa că, pentru ziua de mâine, o să avem un alt travel vlog. Închei aici, vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru atenție, să știți că susținerea voastră este extrem de importantă pentru mine și vă mulțumesc anticipat pentru orice interacțiune pe care o aveți cu mine, fie că lăsați un like, un coment, că poate dați share la videoclip în cazul în care mai aveți prieteni interesați de Japonia ca și destinație și rămâne să ne vedem data viitoare de la 2:30, ca de obicei. V-am pupat!